Partea ciudată e că era o flacără eternă aici în Cluj. Și parcă se prefigurează așa o criză din asta. Coropivă și flacăra. Nu mai e flacăra acolo, știi? Aia cred că dinainte de 89 nu a fost niciodată oprită. Cred. Nu știu sigur. Bine, salutare mea mulți și bine v-am găsit, eu sunt Ben și astăzi nu sunt 4 august 2022. Azi e ziua aia în care începe Untold-ul. Și anul trecut când începea TIF-ul, m-am gândit să fac analizele alea medicale. Acum alt festival e și n-am mers de fapt pe astea. Și să iau cel de-al doilea cartier. Nu mi-am amintit că deja e august 4 și am deja 2 ani de când am bicicleta asta. 2 ani și 2 zile. În 2 august 2020 am cumpărat-o pe Leta. Vedeți de cum e Untold-ul? Copiii ăștia de aici sunt voluntari, știi? Că, nu, e Untold-ul și ei fac toată treaba cum ar veni la Untold. Pun brățări, iau brățări, vând chestii. E foarte tare chestia asta și eu în 2016, când vinsem din Erasmus, din Polonia, după aia m-am băgat și am fost tot așa voluntar la Untold, am intrat moca, ascultam muzică, moca te-a distrat și nu, e benefică chestia asta, deci eu recomand. Hai că am înțeles, ajung la clinica asta și hai că nu mai pot. Asta e Golgota aia pe care tot o urcam în facultate, așa zicem noi, Golgota. Deci nu e chiar așa de dramatică, dar nu, trebuie să pară că e dramatică, nu poți să zici că e un drum fain, o pantă faină, e nașpa, știi? Se pară mai dramatic. Bun, deci, ai nu trebuie mască înăuntru, mă, la oamenii ăștia, să vedem ce pe prăvălie s-a arătat domnul pe drum aici. Nu, fraților, asta lipsea. Mască. Ok. Nu că nu am masca respectivă, înapoi în clinică, văd unde trebuie să mă duc pentru analize. Știi ce doamne acolo de la recepție? Păi, aveți trimitere la medicul de familie? Nu. Nu. Nu se poate. Trebuie trimitere de la medicul de familie. Că altfel nu se poate. Dar am medicul meu de familie acasă, în Simeria, în Dev, acolo, nu pot să... Nu se poate fără. Deci o faceți. Și în cursurile de astăzi, dar într-adevăr, poți să ne-o trimită pe mail. Aha. Poți să o trimită pe mail. Și... Na, am dat de lucru și chestia asta la altă. Vedeți voi de ce nu mere treaba în Romania? Ori poate că ai pretenții prea mari în pâine. Nu știu, nu înțeleg care e treaba cu medicul de familie și cu analizele de instituțul auto. Una poate cu fi, că trebuie să-și dea la acordul că eu sunt clinic sănătos, cum ar veni. Bun, ok. Dar, nu, trebuie să-mi schimb, cred că medicul de familie să-l am în Cluj, dar așa nu-mi place birocrația asta, mă face și pe bune de toate mă descurajează super tare mult. Mie să-mi bag basca. Și partea nașpa, e că analizele astea trebuie făcute o dată pe an. Bă, dacă le faci o dată la 2 ani, mai treci prin noroiul ăsta și prin așteptarea asta a vieții, te scap cumva de ea, știi, cum au trecut, au fost, aha, ok, peste 2 ani ai uitat și îți amintești ară. Dar așa din an în an, ha, parcă zici că e un impediment din ăsta, nu știu dacă neapărat necesar, dar să te pună pe gânduri, bă, nu cumva ceva e putred în țara asta, e... Ori poate că am eu pretenții prea mari, anyway. Mergem să încercăm la altă clinică să vedem ce se întâmplă, dacă putem, dacă nu, cred că mai trece o săptămână. Dar partea bună la toată chestia asta e că sunt eu și în 8 nu m-am expiră analizele respective, deci tot din timp am pregătit să văd despre ce e vorba când îmi expiră, să nu mă trezesc când expiră și după aia îs așa neeligibil, dacă pot să zic. No, și merg să mai venim la o clinică, dacă se poate, dacă nu, sănătate și venim cu rezolvă cu medicul de familie de acasă. Bam! Până la urmă s-a rezolvat cumva, fraților, am avut mare noroc că medicul meu de familie a avut astăzi program până la urmă și am primit poză cu adeverința de care am nevoie ca să pot să mă duc la analiză. Dar asta e clar că e prea târziu și nu o să mă mai pot să mă mai duc, că sunt gata orarul oricum de vreme. Și între timp
am avut eu un alt quest să vin cu mașina colegului Iulian, cu mașina ciocuflenderilor, până la un service aici, că îi un bai la mașinuță, la portieră. Adică s-o băga cineva în Iulian acum câteva luni, știi? Eu zgărea portiera și nu am trebuie să o facă. El e la lucru și apoi am venit eu cu mașina lui. Și între timp avem un samurai ăsta fain în spate, care e super fain vopsit. No, și cam asta e. Mâine după aia iar am de fugit păsătăt. Am de lucru, după aia am un examen, după aia trebuie să mă duc să îmi fac eu analizele astea. Deci așa mă enervează că 700 de lucruri exact în același timp. Dar ne păstrăm optimismul. Și nu, sper că ea să vie. Între timp începe Untold-ul astăzi, când, cum am zis, e plin de tineri și de fete și de turiști, zic că e un oraș așa turistic. Cluj Angelesul și cine știe, poate merge pe acolo să vedem ce se întâmplă. Dar mai târziu. Până atunci stăm și mai stăm să vedem ce se rezolvă aici cu portiera aia. Și eu mor de cald. Hai că vă las. Ciao.